Păi voi se vede oare care... răutate, știu. Păi nu răutate, eu... dar accentuare. Dar de ce nu le-ai lăsat să vorbească pe ele, fetele care au fost acolo? N-ai fost de față. De ce? Exact. Dacă l-a dat pe conexiune, înseamnă... Nu, Marius... Că a făcut gură la hotel. Dar observă un pic, Marius, atunci de ce mai da pe mine exemplu? Că nu eram eu în discuție. De ce trebuie să zici tu că și eu am înjurat staful? Când am înjurat eu staful? Nu, pe Marius o zici că așa ceva nu e acceptabil. Eu! A, era în mașină, că da banii. Ce au zis Simona din staf? Ce-am zis eu? Ce am zis? Păi înjurăturile tale tipice. Ce are să alea? Păi vrei să te plecăm? Vreau că oricum eu știi să înjur. Înjurăturile tale tipice, nu le știu pe ale tale. Nu știu când a fost discuția de ei. Mie nu mi-au dat bani, eu am înjurat pentru bani. Da, a fost mai de mult, era în mașină. Dar nu contează motivul. Era și Simona mașină. Tu ce tu de aici? Ba da. Dacă pleci tu acasă și te elimină pe tine și ar rămâne singur aici, are tot dreptul să... Eu n-am jurat orice răbată. Am jurat că de ce... Dacă sunt tu corect, ai să fii până la capăt. Cum să fii până la capăt? Nu juri fără nici... În față să-l faci varză și alta e să înjuri în mașină de nervi. Și eu am făcut-o după o gală. Adică și tu ai făcut-o. Dar nu mă provoca dacă nu vrei să reacționezi. Dacă tot pui tare acolo unde doare, normal că omul reacționează la un moment dat. Adică omul e calm. Nu, ignoră, dar... Staful, spate, o zis, Andreea Mantea, toți ați înjurat staful. Dar să zici la o persoană de 50 de ani să te comporți în halul ăla... Da, o persoană de 50 de ani ar trebui să mă rămâi. Dar hai să fim cont. Dar a avut să zică chestia asta a fost la mijloc. Dacă nu se putea... Și eu mai enervez, dar nu pot să reacționez în halul ăla. Vii, da sau nu, pa, plecăm fără. Eu pot, dacă mă provoci, nu mai reacționez. Nu-i bine nici că a fost femeie de 50 de ani și dacă era copil și dacă era de 20 de ani. Nu-i bine, dar... E la mijloc adevărul, că nici n-ai cum să stai peste mine în cameră dacă zic, bă, ieși, că nu vreau să vin. Dar să știi că femeia iese, dacă tu îi spui frumos, uite, da, i-a imediat frumos, Ramona, ce crezi? Da, eu nu i-a spus frumos la început. Nu cred, auzi, nimeni nu începe din prima să... Sunt un om calm și nu reacționez chiar așa. Când mă enervez foarte tare, dar recunosc că reacționez urât. Nu, dar și aici, când a venit femeia, m-a chemat pe mine din spate să mă duc la păr. Ia-o mai și ajung acolo, îi zice, Bianca, ai spus că nu poți să te machiezi în același timp când te faci la păr. Și Bianca nu mă bagă nici pe mine, nici pe aia, înseamnă, se strâmbă. Dacă urli la mine, nu-ți răspund, Aiana. Eu am urlat la tine pe hol? Te-am zis, Bianca... Și n-ai cum, dacă ai tu pe-o la mine, n-am cum să vorbesc frumos cu tine. Când vorbești frumos? Andreea, am urlat eu la ea când eram la mine. Cine vorbește frumos? Vorbesc frumos. Ai vorbit impertinent, da, impertinent. Am urlat eu la tine. Ai fost impertinentă. Ești o mincinoasă, pleacă de aici. Uite, întreabă că era o grămadă de fete nici care l-am urlat la tine. Am zis, am zis, Bianca, nu înțeleg de ce faci asta când trebuie, eu trebuia să mă fac la păr. Dar știu, cu mine. Nu știu de ce ai făcut asta, că a venit femeia asta la tine, dar știi ce ești? Să-ți fie rușine că ți-a dat, s-a făcut de mâncare și ai coborât jos și nici măcar nu te-a durut undeva sau măcar să îi plătești undeva. Da, da. La posterior. Da. Bravo. Asta este, asta e caracterul tău, cei 7 ani de acasă, se vede. Bravo, bravo. Exact, boring. Da. Atitudinea și bunul simț față de un om care se ocupă de tine ca o mamă. Dar tine omul era trebuie să fie și a lui cu bun simț față de mine. Dacă îi spun că vin să mă lase în pace. Să fie reciproc bun simț. Nu trebuie să mă lase. Nu pot să port un dialog cu tine, serios. Păi nu poți, n-ai cum. Păi văd. Că vorbesc eu acum, ca să lămuresc eu situația, că tu erai jos sau poate erai sus sau poate da, erai jos și nu erai fix în momentul ăla când a vorbit calm. Ce crezi fix în momentul ăla mi-am închis ușa și am rămas blocată, mută de reacția ta? Păi da, uite, s-a întâmplat, mai clachează și oamenii, ce să facem? Mai și oamenii în perioadă proastă, ce să facem? Bă, dar până în stradă se auzea, că au coborât tot ce a fost, au zis o cheme poliția aia din la recepție. Gândiți-vă ce mare scandal a fost dacă ei au vrut să o merg sus, o chem poliția. Asta cine mai intră la mine în cameră, urmă. Bă, dacă un om nebun. Bun, zici că era din ăla de la 13. Nebun. E bun, dacă mă provoci, la revedere, atunci vrei să vezi bestia? Dar nu ne scoate. Bestia, dacă te scoți cu chestia asta, mă provoci, atunci și tu, dacă mă provoci, poți să te bat? Nu ai control asupra ta, Bianca. N-am control odată la 2 ani. Uite, n-am control odată la 2 ani. N-am control odată la 2 ani. Tu vii să spui mie că o-s violentă, verbal, că așa... Nu mai control odată la 2 ani. La 2 ani așa mă enervez foarte tare și spar pahare și telefonul să-mi sparg. Așa reacții, nu știu, la ce mai întâmplă. Oameni cu siguranță a trecut și voi prin așa ceva. Și vă înțeleg, sper să mă înțelegeți și voi că am avut o perioadă, am o perioadă proastă. Și este normal să mai reacționăm din când în când așa. Eu cred că am făcut o glumă foarte proastă acum. Să nu o jignesc, dar în momentul în care am spus, Berna, asta e așa? Că cunoaște greșeala și...
nu și-o recunoaște. A făcut bine. Pe asta, adică nu are ce, la urmă toată lumea, dacă are o perioadă mai proastă sau te trezești cu nervi sau ceva, toată lumea. Păi, oameni buni, toți ia de mă, nu o luați așa, că toți suntem bravi sentimentali. Dacă ea zici cumva că... La toți ne este doar acasă, de adevărat că ia părarea că și la un dacă nu vine, pe ce fără. Corect, ia părarea că da, și tu vorbești deplorabil cu femeia săracă, da. Și tu o înjuri în spate de... Probabil îi se pare normal. Ok, dacă tu ești de acord cu asta, știți problema ta. Nu știu dacă m-a zis eu că l-o jurat. Ba da, mi-a zis Gala în care ce? Nu e adevărat. Filip arunca mâncarea. Nu, știi cum o văd, fetelor? Filip arunca mâncarea. El a mâncat și mai avea puțină mâncare și a aruncat-o. Și atunci ea a supărat că de ce nu i-a spus la Sibel că... Nu a fost atunci, a fost atunci. Se dea mâncare la pisică. A fost după gală. Te aștepta la mașină că nu puteam să plecăm. A fost după gală. Filip s-a enervat foarte tare și a început să înjure. Eu eram în mașină, eram singura care eram în mașină. Era acolo în față. Femeia asta se comportă ca și o femeie. Mai are și antene. Ai zis că de ce e toată lumea pe Berna, că o vedeți mai pe Berna. Da, pe eram eu cu Berna, toată lumea era înăuntru în studio. Mă la pe cu Berna care era lângă mașină. Hai, hai, hai. Păi am luat pe Ierbat, nu m-a fi enervat, dar... Mai puneți ne vedeți? Așa făceam, așa făceam. Așa făceam. Care face da. Ne aduce de mâncare. Ce face cu mine? Păi nu mai întreabă, ești bine, ai mâncat. Eu i-am spus la ușă. Comportă pe merită un om atât de bun să ai atitudinea asta față de el. Pe mine asta mă șochează. Face, nu că a făcut. Face. O regalos, a fost impecabilă cu mine. Vorba de fiecare dată. Extraordinar, fraților. Cunosc, dar ce mi-a făcut? Ai umilit-o, Bianca, în ultimul hal. Nu, ea se face așa ceva. O pus sare pe rană pentru mine. Chiar mi-a dat mâncare. Da, dar tu trebuie să te gândești că poate fi mama ta și nu e ok să vorbești din halul ăla. Mama mea, tu cum te-ai simțit? Mama mea, dacă mă vedea că supărată, dacă mă vedea mama ta, mă lăsa în pace. Sunt foarte nervoasă și ceea ce se întâmplă cu Livian e oribil pentru mine, e îngrozitor să văd. Când vrei să-ți deschizi gura, să jignești sau să rănești, să-ți amintești ce a făcut omul ăla pentru tine. Prin încăpățânarea asta a ei, te-o pierdut pe tine. A, să am un pirui că-i supărată, tu-i dai încă o săgeată în inimă. Nu mai ai răbdare? De ce o ai lăsat-o? Dacă tu ai știut că omul se formează până la 24 ani. Andreea, dar când a greșit Ligi cu, cu videoul respectiv, l-ați spus. La ea de ce nu-l pui? Sau dă lumea cum vorbește. A zis două vorbe greșite, l-ați spus. Când e vorba de Bianca... O, Colin! De exemplu, noi când am întârziat ieri și am stat după unul dintre noi, Alina avea probleme cu Hussein. Asta și mama Alinei la rândul ei la fel. Are probleme cu Hussein și cu toată lumea. Sunau telefoanele în continuu. Când întârziați, pentru că sunt foarte puțini și nu mai poate începe emisiunea fără unul. Da, depinde unii de alții. Era super stresat, cum a fost confirmat dacă nu trebuie. Eram și eu. Daiana ne-a așteptat pe noi, două ori și fetele s-au enervat. Nu mai putem. Azi Daiana a mai venit, că a zis că deja facem probleme. Deci pe grup s-a scris azi noapte la 11:30. Sibel, aseară, a spus că la 12 pleacă mașina. Eu mi-am pus alarmă la 12:50, adică în 10 minute să fiu gata. Înțelegeți acum? Sibel o veni la 12 fix. Eu atunci mă pregăteam, că Bernard, dacă intră în duș, stă mult. Da, da, o zis că la 12 pleacă mașina. La 12 pleacă mașina, noi, okay, eu la 11 pleacă mașina. Dar și pe noi ne enervează prietenul Sibel, dar nu reacționăm așa. Și la noi azi dimineața a intrat în cameră în șoferul, dar nu e reacționat așa. Da, e datoria ei până la urmă. Deci haideți să vă dau ceva, dacă eu... Și eu mai întâi. Dacă eu eram în parte, până la urma urmei nu este datoria nici așa, nu, nici așa. Dacă eu dormeam, dacă eu dormeam, datoria noastră. Adică aveam ochii închiși. Păi asta, datoria noastră trebuie să legeam. Vreau să o trezesc. Dacă m-au văzut trează cu ochii deschiși, o dat într-una ălea și frumos, lasă-mă să închid geamul. Am încercat să închid geamul, nu m-a lăsat, s-a pus în geam. Și atunci am început să mă enervez, că tămați așa, este rog frumos. Nici Filip, care crede-mă. Du-te afară și a te pregătim. Când a bătut ăla și a intrat peste noi, a început să rog. Sunt multe detalii, mare, și mai ales dimineața, să știm ce mai faci pe mult să o jignesc. Da, mă, lasă mai bine să vedem filmările și... Iați la Bernard, nu m-am putut controla. Și după aia când am văzut că nu pleacă, dacă Simon am văzut că tot îi spune și n-au vrut, atunci m-am enervat cel mai tare. Bine, dar nu te gândi că Simon a fost de acord cu tine. Dar nu am zis că a fost de acord. O zis că... O zis așa, nu trebuie să forțezi dacă nu vrea.
zis la modul că deja circul era la un nivel prea penibil, dar nu mai voiam să asistăm la... Asta e ok și dacă... Hai, rar, când ai venit în cameră de... Ba, băieți, vă ascultați? E ok, ne mai enervăm și eu nu suntem... Auzit? N-ai mai stat, nu suntem punctuale. Chiar am fost provocată, jur, eu nu reacționez așa. Știu, dar femeia aia a început să plângă pe mașină, a început să plângă, o certat o stat. Păi dacă a umilit-o, prin atitudine și vorbea, a umilit-o. Dar trebuia să zic că... Bine, eu zis la ușă, venim, suntem gata. Ați foarte prost, normal, că săraca femeia. Prost, apucat de plâns, vezi ce-o plâns. O ceartă, Husein, lumea o stresează pe ea. Și e stresată de mai normal, în capul ei, adică... Că înțeleg, dar nu trebuia să-mi fac așa, okay. Să-mi fac așa la ambiție, să facă... Dar tu știi cum e ea, că e mai rapidă, n-am putut, n-am putut, fiindcă și eu... Îmbrăcați-vă, ia... Sunt și eu la menstruație, m-am certat și cu Livian. Își ia foarte serios job-ul. Nu, dar e prea adus. Nu vrea să fie dat afară. Nu, e prea dus la extrem ce vrea să facă. Eu nu-s de asta să mă ofting așa. Mi se pare mai normal să fim toate corecte când spune la ora de hai, întârzi 10 minute, nu contează 10, 15. Da, dar nu pot. Dar nu să stăm acum o oră să vină. Am coborât de la 11. E adevărat, nu zic nu. Nu zic nu, e o femeie excepțională. Dar ceea ce au făcut astăzi, au trecut limita. Pe mine să mă ducă... Stai aiutatul care e limita. Nu, pe mine să mă ducă, pe mine să mă ducă cineva. Nu, pe mine să mă ducă cineva la punctul ăla să mă enervez foarte tare, să ajung să înjur. Dar n-a făcut nimic atât de grav încât să spui că m-a adus în punctul ăla. Dar nu știi, Ligi, că nu ai fost acolo. Femeia își dorește ca tu să ajungi la timp, la emisiune, că până la urmă, dacă începem repede, terminăm repede, ceea ce ne bucură pe toți. Repet, am fost... Eram pe scări, fată, dar doi mesi sau de ai fost acolo în momentul în care au început, început să mă întărâte. Nu sunt izolate fonic, camerele încât să nu vă auzim. Am exagerat, am zis, sunt chiar în a doua zi. Sunt foarte nervoasă și ceea ce se întâmplă cu Livian e oribil pentru mine, e îngrozitor să văd. Asta. Dai seama că dacă s-a ajuns să vrea să cheme poliția... A fost situația. Asta e exagerare. Bătaie cum acum poliția. Nu chema poliția când o sări fetele la bătaie acolo cu pirui la pirui la ușă. Că a chemat și atunci poliția. Nu, Olivia, dar nu. Și cheamă acum că s-au auzit și urlete. Lipsă de respect, adică femeia. Hai, mă Gabi, lasă-mă acum. Ne-a pus o masă în față. Gabi, n-a zis nimeni că e bine ce s-a întâmplat. Cum zic, ne-a pus o masă în față, ne-a pus la masă cu toții. Eu, hai, mă lasă. Mă enervează. Gabi, auzi, eu te înțeleg, dar hai să n-o dăm, bă, mi-a pus o masă în față, m-a hrănit. Păi cum nu, Olivia, de direcția până la urmă e ca mama ta aici, dacă stai să te gândești. Nu, ăstia-s... Nu sunt Livian. Nu sunt. Nu sunt. Dacă era altcineva Livian, știu eu apărarea în fața lui Sibiu. Crede-mă. Dar nu e ok să vorbești așa cu un om și uite, a început să plângă pe mașină, face multe sacrificii. Așa e ea. Ea e prea implicată. Nu vrea să, e prea implicată, nu vrea să fie dat afară, lumea o stresează pe ea, o căpiază. Deci trebuie să înțelegem că de sus vin ordine. Nu ea, că ea o discute. Dar nu, ăla au fost orgoliu ei. Nu, ăla au fost orgoliu ei. Ăla au fost orgoliu ei ce încerca să facă atunci. De aia și am început să ne certăm pe orgolii. Ea sau eu. Nu pot, n-am putut să las orgoliu, chiar n-am putut. Dați-ne și nouă înregistrările. Eu zic că din respect față de bunătatea ei, vis-a-vis de tine, puteai să uiți de orgoliu. Exact așa face Andreea, dar nu faci sună la sonerie, când o auzi mai parastră. Nu mi-am mai văzut niciodată în halul ăsta, niciodată. Că te-o văzut pe tine, asta zic la fiecare ne bate la ușă și sună la sonerie. Știu asta, dar niciodată nu m-ai făcut. Intră înăutru, haideți, 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 haideți. E adevărat, dar dacă pleca... Iarna mi-a venit. Dacă ea deschidea ușa, venea, băi, trezește-te, dacă vrea că mă trezești și mă pregătesc și pleca, n-avem nicio problemă. Deci dacă ea pleca în momentul ăla. S-a gândit că dacă pleacă, probabil tu cum ești obosită, păi că te pui din nou la somn. Păi nu dormeam. Pe mine ce m-a deranjat foarte tare, limbajul tău și atitudinea ta vis-a-vis de femeie, având în vedere că eu e efectiv ca o mamă se comportă. Deci eu apreciez... Dar se pare că am negat? Nu, eu îți spun ce m-a deranjat pe mine la tine. Nu mă deranjează că ai momente, da, e normal să ai momente proaste, e normal să ai momente mai puțin proaste. Nu te judecă nimeni pentru chestia asta, am fi niște idiote și niște idioți să te judecăm pentru lucrul ăsta, dar... Că suntem noi de un om atât de bun, să fim așa, mi se... crede-mă, și eu abia mă ridic din pat eu la dimineața. Eu, dar, dar luni, nu simt nevoia să mă descarc pe ea, crede-mă. Eu am un an, tu ai trei luni, nu mai poți? Nu simt nevoia, am mai patru. Slavă Domnului, încă mai ideea e că ai acum cu coronavirus ăsta... Mă forțez să pot, trebuie să pot. Nu vine să zâmbesc, dar trebuie să zâmbesc. Știi, cam asta e viața.
că se deschid granițele, vrei să pleci. Nu cel puțin o săptămână. Bine, că asta fiind tu, ai vrut să... Stai, tu ai ales să rămâi. Să plec. Dar legi, dar tu ai ales. Nu încep să am plăcere. Un momentul de tărăcă. Dar nu ți vine amul că tu ai rămas să mai stai mai acest. Dar trebuie să luăm în considerare. Oamenii din staff trebuie să ia în considerare. Bă, fata asta ce probleme are? Bă, așa, 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 așa. Ei trebuie să aibă un grad de toleranță mai mare decât la noi. Oameni și ei, Bianca, e la fel ca și tine. De asta sunt angajați, ei trebuie să aibă un grad de toleranță mai mare decât la noi. Dacă n-au asta toleranță cu noi, de bădărani suntem unor cu ei și ce atitudine urâtă avem. Nu se va mai întâmpla, o să o ignor total. Nu trebuie să o ignor, uite, așa cum la microfon a venit femeia cu un ton foarte blajin și ți-a spus, Bianca, hai de la microfon. Lasă asta. Ignor, asta ce înseamnă? Impertinență. Pe mine nu mă controlează nimeni. Dar nu vii pentru ea la microfon, Bianca. Nu dai comandă, du-te și pune microfon. Niciodată nu pot să-mi dai așa. Dar la tot rămâne la fel. Să zic, Andreea, nu vii să-mi dai comandă. Pe Husein ar fi trist să-l omorâm cum strigă la noi, nu? Du-te și puneți microfonul. Nu, 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 exclus. Nu trebuie să o luăm ca pe o comandă. Trebuie să o luăm ca pe o rugăminte. Nu, deja mi-a fi plăcut să văd la tine. Nu, Bianca, spun sinceră și eu chiar nu simt nevoia să te atac, cu toate că nu mi se pare normal atitudinea ta, repet. Dar eu, mie mi-ar fi plăcut să văd la tine momentul în care s-a deschis subiectul. Da, am greșit, îmi cer scuze, nu-i normal să mă comport așa. Starea de nervi încă există, crede-mă. Important e momentul când vrei să-ți deschizi gura, să jignești sau să rănești, să-ți amintești ce-a făcut omul ăla pentru tine. Ca apoi altfel abordezi situația. Și pe mine mă deranjează când e așa grăbită, așa e felul femeii, e un stil plin de energie. Și așa e ea, mai repezită. Dar nu-mi permit, îmi amintesc toate lucrurile frumoase și toate lucrurile bune pe care le face. De ambele părți, că și uite, nu-mi permit, mă gândesc, mă, dacă ar fi mami, nu ar fi normal să fim. Bianca are ieșirile astea pe care trebuie să și le schimbe sau să și le controleze. Și cum ai zis și tu, doamna mama Sibel trebuie un pic să mai lucre la grăbeala aia. Că, no, așa e, n-ai cum să o schimbi, are 50 de ani. Iar are 50 de ani. Dar aia prinde bine un pic să nu fie chiar, știi? Păi repede înainte. Cu toții că ea își ia rolul în serios. Eu știu că așa, e numai nou. Mie mi se pare normal cum procedează femeia. Nu e defect, e o calitate să-ți dorești să faci toate lucrurile sau să ai puterea, mai bine zis, să iasă calață. Dar e o calitate. Nu e un... Rănește animalele, ne face nouă, ne bagă la spălat, face curățe, ne vine după noi. Da, de vreo că te comporte implicat, face lucruri pentru care... Nimeni n-a mai venit aici ca și om care să se ocupe de noi și să fie atât de atentă și nu e datoare să ne facă multe lucruri. Dar nu e plătită pentru ceea ce face. Da, vorbesc serios. Asta înseamnă că o face din suflet. O face nu din suflet. Nimeni. Uite cum o zici. O mamă. Cum o zici, zici că e ca și o mamă. Probabil. O mamă, da. Da, crede-mă că am încercat să mă controlez de fiecare dată. Nu, ai, știu eu unde e problema. Cum o zici, Ligi, că e ca și o mamă. Poate în gândul ei, bă, chiar ca și o mamă acționează, are grijă de tăți și e la fel de... Știm cu toții, nu în gândul ei, dacă vrem la fel de cicălitoare în unele situații ca și o mamă. Fiecare ai mâncat, vrei, ce vrei să plătesc, cum vrei să spui? Da, foarte scos din partea ideea, adică bă, poate fie ca un fel de rol de mamă, știi? Și nu, mamele câteodată pot fi cicălitoare cu te. Așa e, dar o făcut la ambiție și din orgoliu. Mai bine stai aici, că așa o agită toată lumea, aia zic. Stați neastră cu ea? Da, mă duc eu. Da. Doamne ferește, nu e vorba. Înțelegeți că mie îmi tremură mâinile.
Mi-a făcut manevră, hă? Mi-a spus melodia aia. Nu voi. Alina, au cerut Bianca piesa asta. Viviane, prietene, vino încoa, unde ești? Era piesa lor. Haide, vino înapoi, să fim iar amândoi. Vino la mine, vreau să fim iar cu tine. Bă, cu curia, mă. Să ce? Să fim iar amândoi. Să ce? Să fiți iar amândoi. Nu pună nouă piesa cu colț de suflet. Ce vrei? Nu pună nouă piesa cu colț de suflet. Nu mai poți să ajungi curat. Ca să rămână când joacă, așa e. Vreți apă careva? Da, da, noi, toate. Da, toate. Câte mâini? 1, 2, 3, 4, 5. Voi vreți apă? Cu acela la către noi, te rog. Fili, Berna. Dar Bianca, de ce nu a venit? Bravo. E bravissima. Tu ai zis să pună piesa? Nu. Mă duc să o pup pe Sibel. Mă duc. Ca să ai așa de pustie, oh, 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 unde mă uite, văd pe tine. Și când mă strigă cineva, oh, 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 ce auzi? Parcă aud vocea ta, da, 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 da. Ramona te vrea așa și te acceptă și așa. Păi i-am demonstrat la Ramona că și eu sunt cântăreț. La suferință te acceptă și așa. Că la el ai demonstrat. Eu fac singur, ca pe când mă simt așa. Am învățat și cine să vă fac singur. Un treptul după acolo. Păi da. Nu m-aș simți niciodată așa, niciodată. Păi, dar e ce mai bine așa, aveți ceva. Numai cu apă și cu săpun știam că era ce mai bine. Ei. Dă și mai un pic de apă. Colonia face dânică, vreți să aduc apă? Asta e a mea. Ce cântai tu? Tu erai acolo, casetofon. Da. Ce cântai? Nimic, o melodie de veselie. Casa e așa de pustie, unde mă uit, te văd pe tine, așa. Și ce dacă te-am pierdut? Așa. Aia am cântat-o și ce dacă te-am pierdut? Și ce dacă am pierdut în viață și mai mult. Și? Tu nu prea mă meritai. Așa. Și? Nici măcar nu mă iubeai. Și totuși te vreau. Ia să activ și ai să-și înfață o și să stăm afară pe scaun, hai, nu trebuie să dai cu care. Ia și copilul să mai întâmplă asta. Nu, no, că vreau să zic. Si. Numai că mă simt eu prost, știi că... Păi, în viață când facem un rău și ne cerem scuze ceva frumos, să știi. Mi-am vărsat nervii pe cine îmi trebuia și... N-are nimic, n-are nimic, hai. Adică am fost, a fost chiar așa primată și nu... Hai, nu, să mai întâmplă. N-am vrut să exagerez, dar m-am putut controla. Adică am încercat, dar n-am putut să mă controlez și... Tot ce am adunat în ultimele zile, le-am vărsat pe tine și... Nimic, nu-i nimic, uite, am uitat. Îmi pare rău. Nu-i nimic. Uite, hai că ești copilul și să mai întâmplă. Ți-ai fost ca mama pentru mine și tot n-am putut să mă controlez. N-ar nimic, să mai întâmplă în viață. Hai, mă e? Nu o să supără, da. Promit că nu mai fac. Hai, mulțumesc că ai fost drăguță și așa. Mulțumesc mult. Hai, du-te. Nu strica machiajul. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați! Subscribe, like și share, bineînțeles! Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.